Bună seara, bun venit la o nouă ediție Rezistența 360, cea cu numărul 37 și cea care precede ziua națională, mini-vacanța, marele protest anunțat pe 1 decembrie în Piața Victoriei, într-o perioadă tulburată în care subiectele de discuție și cumva supărarea tuturor se aglomerează din ce în ce mai mult. Și în seara asta, alături de noi, e Valeriu Nicolae. Bun venit, mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc pentru invitație. Valeriu este activist civic, te-am descris eu. Și publicist, și scriitor, și știu că ai făcut și film. Da. Ai lucrat în câteva organizații de prestigiu, la World Vision, la Open Society Foundation și în prima jumătate a anului acesta ai fost reprezentant special. Pentru un an. Pentru un an. Special. Așa. Și înainte de asta, pentru o perioadă de timp, ai fost secretar de stat și consilier în guvernul Cioloș. Da. Și parcursul ăsta pe care l-am descris eu acum ne duce cumva la titlul emisiunii noastre, care e așa un pic amuzant, mituri de la Soros la Cioloș. Hai să începem cu mitul ăla, cu Cioloș, fiul Soros. Cum? Mi-a zis și mie că dacă aș fi știut și rezolvat o mare de probleme mai referent. Nu, partea asta e, pe mine mă amuză foarte tare. Deci, atacul împotriva lui Dacian e fie că e fiul vitreg al lui Soros, fie că e yoghinul lui Bivolaru sau șpionul Bruselului. Și mă tot gândesc, bă, dacă ăsta e maximul pe care îl pot scoate oamenii ăștia, gândindu-mă că, în general, clasa politică e acuzată de toate, începând de la super corupție, super agresivitate, de toate, deci te crucești, de la prostituție până la orice. Deci, și pe Dacian reușesc să-l atace numai pe lucrurile ăștia, înseamnă că chiar e un tip foarte tare, comparativ. Și mitul ăsta cu Soros mi se pare tot așa fabulos. Ăsta e unul pan-european, să zic, se plimbă și în Bulgaria. Da, prostia nu e limitată numai la noi, deci eu inițial credeam că e limitată la Pleșoianu, dar e clar că nu. S-a răspândit așa, e îndeajuns de mult încât să... Păi cred că noi am preluat-o de la... Da, nu știu, băi, suntem și noi, avem resurse proprii clare. Izvorul de prostie al politicianului român se pare nesfârșit. Dar, da, partea cu Soros e super amuzantă pentru mine, mai ales ca unul care știu pe Soros. Și ce m-a amuzat pe mine întotdeauna la chestia cu Soros era că în jurul lui Soros erau tot timpul un întreg regiment de pupincuriști, care orice zicea săracul om, da, domne, are cea mai bună idee, cea mai senzațională și mai... De fapt, era un om, deci așa, puținul timp în care l-am văzut eu pe Soros, era un tip care nu prea părea să fie foarte iute cam la nimic. Era un tip care avea foarte mulți bani și era înconjurat de foarte mulți oameni care erau foarte interesați în banii lui și cam atât. Și oamenii încercau să îl facă, mi-amintesc o discuție, care, bine, eu eram cunoscut așa, cam fiind iconoclast și... Tu ai lucrat la Open Society da, Foundation. Da, am lucrat la Open Society, da. Am fost special advisor acolo și era o întâlnire cu Sir și un pic ăștia erau speriați, bă, stai că vine asta să vorbească cu Sir și mi-au ținut o întreagă teorie, bă, nu trebuie să-l superi pe Moș, deci vorbește zi așa, nu te apuci tu să-i zici că nu merg lucrurile, că nu... Bineînțeles că am zis că nu merg lucrurile și că disfuncționale. Dar, da, e super, și apoi e super amuzant să vezi că oameni care au beneficiat de burse Soros, de
sunt brusc demonizați. Oameni care reușesc să aducă foarte mulți bani în țară, adică bani care o bună parte din ei s-au dus la bugetul național, devin brusc demonizați de oameni care n-au făcut nimic altceva decât să fure din bugetul ăla național. Deci, e paradoxal. Deci, oamenii care au beneficiat de banii ăia... Dar de ce crezi că prinde așa bine mitul ăsta cu Soros? Cu agenturile străine. A prins întotdeauna. Deci, o chestie de asta. E simplist, se duce în emoțiile de bază, ne face pe noi să ne simțim că suntem frumoși, deștepți și cei mai buni și că, de fapt, nu e vina noastră. Nu e vina noastră că Dragnea are, e ales așa cum e ales, că câștigă alegere după alegere, în ciuda faptului că toți știm că Dragnea are dita mai viloiu care nu și-l poate justifica niciun fel, că problemele pe care ai, nu. Sunt străinii. Ăia sunt probleme. Păi nu știu că, deși Dragnea câștigă alegeri, tot se simte amenințat, nu? De statul paralel, de binoame, de diverse creaturi mitologice, împotriva cărora simte nevoia unor meeting-uri cu mulți susținători. Da, abia aștept să văd meeting-ul ăla de 1.000.000 de... La Craiova. Susținător, da. Sunt foarte... Abia aștept să-l văd. Sunt foarte curios cum o să reușească. Și îmi imaginez așa, cum dracu reușești tu să mituiești o stă... Adică, în mod cinstit, mie mi-ar place ca PSD-ul să fie în stare să aducă 140.000 de... cum promitea domnul Manda să-i aducă în Craiova. Încă... Să aduci 140.000 de oameni înseamnă să cheltuiești cel puțin 1.400.000. Da, de unde o să ia banii ăștia? Păi tocmai, dar o să știm de banii ăia, încă nu au cum să... Deci e suma mult prea mare ca să poată să o ascundă pe undeva. Deci cine așa oricum, deci banii ăia o să fie plătiți de... Da, cel mai mare tur de fort așa pe care l-au făcut ei a fost pe Stadionul Național când și-a lansat Ponta, candidatura. Atunci au avut vreo 70.000 de oameni. Da, a fost unul dintre cele mai stupide discursuri pe care l-am auzit vreodată. Știi ce a făcut Ponta? A zis că ce a deschis discursul, e clar că omul n-a fost deloc pregătit la discurs. A deschis discursul spunând prima oară că e soare și după aceea brusc bună seara. Deci a salutat și bună ziua și bună seara la o diferență de mai țin minte, vreo 20-30 de secunde. Ca și cum PSD-iștii erau pe alt fusorar decât restul. Poate era încă în povestea aia cu Iliescu, apare soarele răsare și clar, vrea să fie și el așa. Tot așa dintre miturile care te-au însoțit pe tine, așa, dacă stăm să ne gândim la perioada în care ai făcut parte din guvernul Cioloș și există așa și un mit al tehnocraților. Care tehnocrați? Noi eram foarte puțini. Mare majoritate. Asta e cel mai frustrant, că de fiecare dată când ascult diversi idioți sau tâmpiți de pe la Antena 3 și Realitatea TV care discută de ce au făcut tehnocrații, știind de fapt că zdrobitoarea majoritatea celor care au fost în guvern erau PSD-iști, deci nu erau deloc tehnocrați, noi am fost un grup de oameni care am fost tehnocrați. Și grupul ăla de oameni a trebuit să încercăm să facem tot ce puteam noi, să oprim furtul ăsta super extins. Deci, brusc te trezeai în situații absolut penibile, în care îți dădeai seama că ministrul tău vine împotriva ta, în care cu tot alte interese. Sau, deci, cu tot felul de secretari de stat care erau puși acolo de PSD. A fost o experiență foarte... foarte bună, dar și foarte, într-un fel, englezia un cuvânt bun, humbling. Nu știu cum e mai asta. Smerită? Da, de smerenie așa un pic, că îți dai seama cât de prost poți să fii.
că vii cu toate intențiile, sunt foarte bune, încerci, tragi de tine cât poți, încerci să faci o grămadă de lucruri și pleci la premiza că lumea din jurul tău își dorește același lucru și brusc îți dai seama că nu. Oamenii ăia le pasă nici când negru sub unghie să facă ceva bun pentru România și le pasă numai cum supraviețuiesc ei în structură. Că tot vorbim de mituri și creaturi mitice, aparatul ăsta birocratic pe care tu l-ai descris în câteva rânduri, așa un fel de hidră. E... Da, avem un aparat birocratic. Hai să-ți explic ce se întâmplă. Deci e în felul următor. Să presupunem că la început oamenii au fost buni în sistem. Da? Deci hai să pornim de la premiza asta. Ai avut oameni buni. Vine un ministru slab. Deci noi am avut numai miniștri vai de capul lor. Deci o mare parte din miniștrii numiți de diversele guverne au fost foarte slabi. Da? Cum e Pop, cum e Daia. Deci miniștri care n-au ce să caute acolo. Hai să imaginează-ți, îți vine ca șef ministru Pop, știi, ești un om bun, competitiv pe piață, ăla nu știe nimic despre ce are de făcut și atunci instinctul lui e control, pune mecanisme de control. Mecanismele de control care pe mine, ca om care știu ce trebuie să fac, sunt specialist, mă frustrează. E, în momentul ăla când văd că ministrul e un tâmpit și vrea decât să controleze ca să aibă senzația cumva că știe ce face, îmi dau demisia. În momentul în care eu îmi dau demisia, ministrul aduce în loc oameni loiali lui și oameni care sunt evident mai proști ca el, încă altfel se simte el eclipsat. Și coboară în structura următoare. Structura următoare al căror șef sunt proști, la fel, au aceeași dilemă. Băi, ce facem? Stăm? Acceptăm compromisurile sau plecăm? Dacă ești foarte bun la ceea ce faci, pleci. Te duci în slujbe mult mai bine plătite și mult mai... care îți dau mult mai multă satisfacție decât să stai într-un minister. Dar poți să fii foarte bine plătit într-un minister. Da, dar poți să fii foarte bine plătit și în afara lui și să nu lucrezi cu un tâmpit. Și în felul ăsta, practic, se duc cam toți oamenii buni, ies în afara ministerului și rămân din ce în ce mai puțini oameni buni, oameni care sunt extrem de încărcați, care lucrează ca nebuni și care, practic, țin întreg. Asta vreau să întreb. Totuși sunt niște oameni care țin cumva activitățile de administrație în spate. Sunt, dar sunt foarte puțini. Marea lor majoritate sunt campion mondial la solitaire, la cărat de ștampile, la... am avut niște experiențe absolut fabuloase, nu? Și cu ștampile, trebuia să avem 4 ștampile. Deci, trebuia să ai 4 ștampile. Când am văzut costul unei ștampile, era costul, deci pe piață, costul aceleia ștampile era de 4 ori mai mic. Da, nu... Doar de 4 ori, da. E un raport... Și cum se poate ieși din o asemenea situație a birocrației este excesivă? Păi, trebuie o... Eu cred că nu ai cum să ieși fără un sacrificiu. Deci, trebuie să ai un guvern de sacrificiu, care nu o să mai fie ales niciodată, care să dea afară minim 30% dintre cei care sunt acum în administrația publică. Pe concurs. Deci vii concurs profesional, concurs profesional îți arate că minim 30% n-au ce să caute acolo și începe procesul ăsta de dat afară. Da, afară 30%. Da, și dacă guvernul ăla nu va mai fi ales niciodată, următorul care vine sper să ai un... face invers, nu? Nu cred, încă până și... Tudose zice în momentul ăsta că avem o problemă foarte mare cu administrația publică și că sunt prea mulți, nu fac prea mai nimic și mai departe. Da. Toate partidele își dau seama că lucrul ăsta... Ei, în momentul ăsta sunt blocate angajările și se fac la un raport de 2 la 1. Deci să moară 2, să plece 2 ca să poată angaja 1. Da, da. Dar în realitate, cei puțin buni de care spuneai tu sunt cei care sunt cocoșați de muncă, da. Tocmai pentru că sunt blocate angajările, deși aparatul e
e supradimensionat. Da, și noi, de exemplu, eu aveam la Ministerul Muncii 3 IT-ști. Deci un minister avea 3 oameni în IT, era grozav. Angajările, unde ai tu nevoie să faci angajări, nu găsești oameni. Și a fost, erau toate ministerele sunt căpușate de diverse firme de IT care au super interese la contractele cu stat. Și atunci exista și un interes să nu creezi poziții unde aveai tu nevoie. Încă creând poziții unde ai avea tu nevoie, ar reduce foarte mult contractele la foarte bănoase pentru diferiți mafios care după aceea investesc în partii sau controlează partii. Dar pe IT, că ai adus vorba, posturile sunt ținute blocate ca pentru firmele care... Nu sunt ținute blocate, sau... nu sunt da. Posturi. Și, bine, și contractele se dau unor firme căpușă strict pe interese financiare sau pe IT și pe baze de date și așa mai departe există și alte interese? Negocierea de contracte pe contractele IT pe care le-am văzut eu era dezastroasă. Deci nu ai acces la cod, nu ai... Deci sunt niște contracte total în dezavantajul statului. Contracte de tip ghiță. Da, așa le numesc cu eu. Previsal a fost un foarte mare scandal, nu? Cu toate baza de date a salariaților. Da, sunt o mulțime de contracte în felul ăsta, catastrofale. Și vezi posibilă o revenire a tehnocraților, fie a unui guvern format din cei care au fost sau altora? Deci eu sper foarte tare să... Ce facem acum cu protestele, să încurajeze oameni care până acum nu vreau să aibă nimic de a face cu politica, se implice în politică. Și eu cred că sunt foarte mulți oameni buni, care merită sprijiniți, oameni care ar trebui să nu fie expuși la ceea ce am fost noi expuși și oameni care ar trebui să se pregătească sau să-i pregătim să nu facă același greșel pe care l-am făcut noi. Și de asta mi se pare că protestul e foarte important. Că dă speranța oamenilor care nu prea mai aveau deloc speranță că se poate întâmpla ceva, că o să fie îndeajuns de mulți oameni care să-i susțină. De fapt, eu cred că avem foarte mare nevoie să avem undeva între 100 și 150 de mii de donatori recurenți pentru un partid. De să susții partidul și toate cheltuielile partidului prin donații mici și în felul ăsta să eviți ca partidele să fie capturate de baroni, de mafioși și mai departe. Și ca oamenii aia care sunt în partidul ăla să se simtă responsabili față de mulțimea asta de donatori. Că ce nu avem noi în momentul de față, unde stăm noi foarte prost, e responsabilitatea politicianului către cineva. Și fie avem un consiliu de gardieni socratici în care aduce oameni impecabil moral, care știu, deci au experiență politică și corpul ăla de gardieni responsabilizează politicienii noi și sau ai și partea asta de donatori. Deci ai, gândește dacă am avea 100.000 de oameni care dau o cafea pe lună unui partid, atunci partidul ăla s-ar susține total independent, ar putea să aibă toate cheltuielile lor super transparente, nu ar mai exista niciun fel de agende, nu ai mai fi responsabil baronilor cu cocotier și cu bolți de pescuit. Tu ai militat pentru soluția asta de la momentul de la care ai plecat din guvern. S-a și constituit Fondul pentru Democrație. Crezi că ar fi fezabilă ideea unei astfel de... Sper că să avem maturitatea... Da, sper să curând oamenii ăștia care din nou sunt... Adică vina lor cea mai mare e că sunt copiii vitegi al lui Soros sau nu știu ce, membri ai statului paralelic. Pedro Dreptunghi din capul ăla zevzec al lui Codrin Ștefănescu, oamenii poate reușe să ne inspire pe toți, să ne facă să susținem un partid de felul ăsta. Dacă, sau, oarecum s-a anunțat că la un moment dat Platforma România 100 va
se va transforma în partid politic. La momentul respectiv te vezi implicându-te în felul ăsta? Chiar nu știu. Daciana are un efect foarte puternic asupra mea, adică e capabil să mă facă, să fac lucruri care nu credeam. Nu, nici n-am crezut că o să le fac. Deci nu ignor, nu zic, bă, stai că nu o să fac, că chiar cred că are efectul ăsta asupra mea, dar cred în același timp că USR-ul merită să avem încredere în ei. Și speranța mea e că o să avem o alianță a unor oameni curați, o alianță care să includă și oameni foarte buni și foarte cinstiți, inclusiv din PNL, cu cei din USR și cu România 100. Deci mai degrabă o alianță pe proiecte decât un singur partid de opoziție. Eu am o problemă cu sistemul ăsta american, două partide, mi se pare că avem nevoie de mult mai multă libertate în eșicherul politic. Cred că trebuie să avem idei și de stânga, și de dreapta, și de centru, și ideile alea trebuie dezbătute mult mai mult decât o facem în momentul de față. Una din explicațiile care se aduc succesului pe care îl are PSD-ul, atât cât e el dincolo de prezența scăzută la vot și așa mai departe, este cea că nu are concurent pe tot eșichierul de stânga și centru-stânga. PSD-ul nu e nici de stânga, nici de centru-stânga. Deci n-au nicio legătură. E o clică de hoți, dar marea majoritatea lor habar nu au calitatea intelectualului din PSD e îngrozitoare. Deci oamenii ăia nu citesc nimic, deci ei sunt pur și simplu puși acolo pentru căpătuială. Și n-au nicio legătură cu ideologia politică. Gurul lor intelectual e Adrian Năstase. Deci Adrian Năstase e cel mai bun din punct de vedere intelectual din PSD. Este și cel mai apreciat intern, am auzit chiar astăzi un fel de analiză sociologică, ca potențial lider al partidului după Dragnea. Da, deci Adrian era un condamnat. Dar nu e treaba de condamnat, că de principiu băi și-a săvârșit pedeapsa, e ok. Deci accept convenția asta, atâta timp cât, bun, personal cred că ar trebui să primească o pedeapsă mult mai mare, nu știu ce. Dar convenția ne spune, odată ce a săvârșit pedeapsa, e, are același drepturi. Ce mi se pare mie penibil e că Adrian Năstase e intelectualul de marcă al PSD-ului. Deci el e un tip, cum să zic, foarte slab intelectual. Deci dacă îi citești cărțile, te crucești. Deci vorbește într-un limbaj, scrie într-un limbaj de lemn, sfărăitor. Deci omul pare că crede despre el, deci el nu are dileme, dubii. Nu, deci el e cel mai deștept, cel mai bun. Da, uite că PSD-ul se legitimează cu nenumărate academii, atât cea mare, cât și alte diverse creații care oferă membrilor sinecur pe viață. Adrian Severin era intelectual de marcă al PSD-ului. Alt tip de caracter absolut îngrozitor și de o superficialitate îngrozitoare. Aici e problema, că PSD-ul nu are și nu a avut, în general, niciun intelectual de adevărat în partid. Ideologic ei sunt un dezastru. Dar ce, pe lângă academicieni cu care se, sau în fine, intelectualii cu care încearcă să se legitimeze PSD, uite, au și foști oameni din societatea civilă. PSD-ul e dominat de securiști. Deci dacă stai și te uiți,
trecut oamenilor ăsta e îngrozitor. Deci Adrian Năstase e de două genere al unor miniștri, fost miniștri comuniști, cu un tată foarte bine conectat cu comuniștii și toți, deci... Dacă Adrian Năstase a numit în 1990, l-a numit pe Meleșcanu, secretar de stat. Meleșcanu care venise în momentul ăla de la Organizația pentru Securitate în Europa. Deci, reprezentând pactul de la Varșovia. Toți oamenii ăia din jur lui Năstase au niște trecuturi absolut îngrozitoare și niște legături îngrozitoare cu fosta securitate. Ce mi se pare super haios în momentul ăsta de față e că avem goarnele PSD-ului care vorbesc de securism. Și vorbesc de securism la televiziunea celui mai cunoscut securist român. Deci e dincolo de ironic. Mi se pare că e deja patologic. Deci oamenii ăștia au problemă. Da, dar ce te faci cu tineretul? Pe care ai odată goarnele, cum ar fi Pleșoianu sau Codrin Ștefănescu, sau care nu sunt din generația lui Adrian Năstase, și ai oameni din societatea civilă care s-au dus la PSD. Victor Alistar, Petre Florin Manole, oamenii ăștia ce caută acolo? Cum au ajuns acolo? Măi, în același timp, uite, să zic de Petre Florin Manole. E un tip, eu cred că Manole e un tip ok. Deci un tip care își dorește să facă lucruri și își dorește în mod cinstit să facă lucruri. Și e un tip de stânga. Alternativa deci, pentru el să intre în politică nu era decât PSD-ul. Și mai sunt oameni care sunt buni și care își doresc să facă lucruri bune în PSD. Eu știu mai mulți. Problema e că oamenii ăștia sunt forțați de conformismul generalizat al pupincurismului PSD-ist să stea undeva ascunși. Deci e foarte greu pentru ei să iasă, să spună, băi, nu suntem în acord cu Dragnea. Deși bănuiesc, adică sper că marea lor majoritate nu sunt în acord cu Dragnea. Păi, nu ar fi în forul lor interior, dar a ajuns să-și asume declarații publice în care îl sprijină, nici măcar nu stau retrași. Cum explici? Sau acceptarea lor în numele unei ideologii de stânga, pe care PSD-ul o practică, să ajunge într-un partid cu girul lui Ion Iliescu, care... La un moment dat, sunt ultimul care își lua apărarea PSD-ului. Dar hai să ne gândim pragmatic. Deci vrei să intri în politică, vrei să schimbi ceva, vrei să schimbi ceva pentru grupul tău țintă, pentru comunitatea ta. Sau... Hai să ne întoarcem 2014. Unde, în ce partid ai intrat? Deci în partidul lui Băsescu și al lui Udrea? În partidul în PNL, care era în momentul ăla praf, deci cu o grămadă de oameni în scandaluri oribile de corupție, sau în PSD. Deci alternativa era foarte slabă. Deci noi nu am avut o alternativă până la USR. În momentul în care ai un rol important în comunitatea ta, teorie poți să pornești ca independent în alegeri locale. Teoretic, asta înseamnă că timpul tău de așteptare foarte mare. Deci, nu, e o întrebare foarte... Adică încerc să înțeleg oamenii care îmi plac și care știu că sunt în PSD, încerc să le găsesc scuze. Exact. Mie îmi place, de exemplu, Gabriela Crețu. Faptul că deci îmi place încă, mi se pare că își păstrează o coloană de vertebrală, deci pe chestiile în care ea chiar crede, spune exact ce crede. În același timp sunt de acord, face și compromis. Dar e, uite, da, sunt mai mulți oameni din, mai degrabă îmi place de ea decât de Moise, care a demisionat. Mi se pare inacceptabil să te muți dintr-un partid socialist în
în partid de dreapta, brusc așa. Ai, brusc, m-am săturat de Dragnea, dar numai că m-am săturat de Dragnea, dar m-am săturat și de ideologia la care am aderat și mă mut în totul altă. Dar se mută la nivel european, nu la nivel național. Da, e o mutare ideologică, care din punctul meu de vedere implică o coloană vertebrală mult mai flexibilă decât a PSD-știlor celorlalți de care îți spuneam. Păi ne întoarcem la ce ai spus tu, poate aceste granițe ideologice sunt din ce în ce mai permeabile. Și atunci... Da, domnul Moise e chiar un intelectual, deci el chiar știe. Vezi, deci avea PSD-ul. Da, sigur. Nu, deci era, pentru mine el era una dintre speranțele pentru reforma PSD-ului. Da. Și... Vorba lui Emil Constantinescu l-au învins. Uite, avem o întrebare din public. Oana Bostan întreabă cum se pot face mai cunoscuți oamenii cinstiți din PSD? Așa am putea concepe dezbateri reale pentru alternative. Dacă oamenii ăștia există și acceptă ghilul moral al lui Iliescu, care e un posibil criminal la un moment dat, prin o hotărâre judecătorească, cum pot oamenii ăștia să iasă la suprafață? Dacă stai și te uiți la Partidul Republican în Statele Unite sau Partidul Democrat în Statele Unite, ce au făcut în trecut, sunt chestii absolut oribile. Și așa poți să te uiți la cam toate partidele în Europa, partidele vechi. Dacă te uiți la liberali, la... Până când ne întoarcem în spate, să zicem, băi, uite, că ești în partidul ăsta, trebuie să-ți asumi și trecutul absolut nenorocit al foștilor lideri de partid. Până când o să acuzăm pe oamenii care intră în PSD că sunt la fel ca Năstase sau Iliescu? Partea asta de polarizare, noi ne-am polarizat foarte mult ca societate, iar pe mine mă îngrijorează lucrul ăsta. Și mi se pare că Dacian face eforturi foarte mari în a spune, nu avem nevoie să ne polarizăm. Cât ne polarizăm mai mult, cu atât o să fie mai dificil să stăm, să discutăm despre problemele care ne dezbină. Iar ce face... ce face numai Antena 3 și România TV, dar ce face și o bună parte a politicienilor români, mai ales din coaliția de guvernare, e să polarizeze din ce în ce mai mult, încă în felul ăsta își asigură supraviețuirea lor și politică și supraviețuirea lor, punct. Și nu cred că ar trebui să cădem în aceeași capcană. Cred că pentru mine e important să am un partener care să țină cumva, să poată să verifice că cei de dreapta nu s-ar calm sau că cei de stânga nu s-ar calm. Deci avem nevoie de discuții, avem nevoie de partide care nu se văd ca inamici, dar se văd ca... Deci tu crezi în momentul ăsta de centenar al Unirii, așa, adică de valoare a... Eu cred că noi avem nevoie de mult mai mult de conflict intelectual decât de conflict ăsta de cu binomul, cu toate tâmpenile astea. Deci am nevoie de... că din conflictul ăla intelectual învățăm ceva. Avem o întrebare din public de la Claudiu Blas, care face referire exact la cumva la oamenii care erau în conducerea țării la momentul Unirii și sugerează că ar trebui să luăm în calcul valorile pe care le aveau ei atunci și să acestea să fie comparate cu valorile echipei. Mă îndoiesc că aș vrea să am aceleași valori ca alea pe la Unire, mai ales că femeile nu aveau drept de vot și o grămadă de alte lucruri. Stăm mult mai bine în momentul de față decât cum stăteam pe la Unire. Bun. Și mai avem o întrebare apropo de viziunea asta polarizantă pe care o promovează mai ales televiziunea despre care o să vreau să discut, tot în contextul miturilor ăstora pe care le creăm. Unul din mituri fiind ăsta
atacatorului care ne amenință siguranța. Și ne întreabă Călin Pop, cum crezi că poate fi schimbată mentalitatea cuiva care îi vede pe Dragnea, Tăricianu și Pleșoianu ca patrioți și eroi și pe cei care ies în stradă îi consideră trădători de țară? Există vreo soluție prin care să poți? Da, trebuie să vorbim, să învățăm că oamenii ăștia nu... Ei luptă din nou pentru supraviețuire. Pleșoianu e o nulitate în orice. Deci e felul cum scrie, e, nu numai că e agramat, dar e, deci, e de o prostie stridentă. Deci mi se pare așa, ciudat că am ajuns în ipostaza să vorbesc despre Pleșoianu. Ai scris un articol de cum ca să ne imaginăm Pleșoianu prim-ministru. Dar mă cam urăsc pentru asta, încă am ajuns în situația să-l comentez eu pe Pleșoianu. Deci că nu-i ca nimeni care e de o prostie înfiorătoare și o prostie arogantă, deci de fudulie. Deci. E, și oamenii ăștia o să dispară. Deci o să dispară de pe șchierul politic. Nu cred că au foarte multe șanse. Deci o să ajungă de tip Vadim Tudor, la limita, deci oamenii o să uite la ei ca funar. Da, Vadim Tudor a fost aproape de corect, a fi președintele României. A sfârșit în a fi văzut ca un tip la limita Țăcănelii, nu lua nimeni în seamă. Funar la fel, a fost primar 3 mandate la Cluj, dar nimeni nu-l ia în serios în momentul de față. Nu? Are acolo 2% probabil din România. Da, și sunt oameni care ciupesc niște ani buni din istoria și viața unor generații. Da, ei sunt, pe termen lung, sunt irelevanți. Da. Trebuie să învățăm să ne reconstruim. În primul rând trebuie noi să ne reconstruim. Că am devenit foarte, cred că foarte violenți cumva. Polarizarea asta ne-a făcut violență. Pe mine mă îngrijorează foarte tare că în momentul de față orice critică împotriva, să zic, împotriva președintelui e văzută ca că fie ești cu noi, fie ești împotriva noastră. Nu, cred că președintele, ca oricare dintre noi, face gafe. Și gafele alea trebuie sancționate. Dacă îl pupăm în fund, nu ne ajutăm deloc. Deci trebuie să expunem, băi, asta e o gafă și uite, am problema asta. Chioveși, iarăși, DNA face gafă după gafă după gafă. Trebuie să le expui. Ei, și să cer să schimb lucrurile alea. Nu mi se pare normal să ne ducem în extreme, fie cu ăla, fie cu ăla. Dar asta e tot ceva care ține așa de o construcție mitologică a unor persoane care nu pot fi... Nu, e de educație, am fost educați așa. Am fost educați să ne uităm către autoritate. Deci autoritatea era foarte importantă. Profesor era o autoritate, chiar dacă profesor era un tâmpit. Trebuia să îi învățăm ca papagalii după ce ne zicea. Gândirea critică noi nu am dezvoltat-o prin educație. Și crezi că Dacian Cioloș a... Ăsta e unul din motivele pentru care a refuzat să-și asume un rol de ăsta mesianic, care i s-a cerut destul de insistență. Da, cred că lui e frică să fie perceput ca Mesia. Da, bun, asta ar trebui să o discutați cu el. Dar, da, e foarte periculos în momentul în care lumea vrea să te vadă ca ceva ce tu nu ești. Uite, într-unul din articolele tale vorbești de posturile astea de televiziune și îi numești smardoi mediatici. Deci eu nu am văzut mai mult abuz decât am văzut la Ciuvică și la Badea. Trebui să spunem celor care normalesc că tu în momentul ăsta faci o cercetare pe fenomenul ăsta de și, fake news. Da, și Antena 3. Bine, nu mai și am cum și reziști televizi. Să... Sunt foarte interesanți. Deci dacă, după, bine, cu multă lămâie, așa, dar la un moment dat devin interesanți. Deci că vezi că ei au anumite rutine, repet aceleași rutine, cred că la Antena 3 ai, trebuie să zici de atâtea ori o chestie, securiști, binom, nu știu ce, încă dacă nu, nu-ți da, nu te plătești pe Voiculescu, bănesc. Dar ce face Ciuvică și Badea
E clar abuz și mi se pare inadmisibil că sunt multe femei, bine, femeile de la USR sau de la PNL, care sunt abuzate oribil la televizor, deci cu un limbaj absolut suburban și nu există o reacție, nu există o reacție generală, băi, abuzul verbal e abuz. Și trebuie să spunem asta și sper ca oameni ca Ciuvică și ca Badea să dispară din televiziuni pe motivul ăsta de abuz. Nu că opiniile lor nu contează, chiar cred că e foarte important să asculți orice voce, dar abuzul e cu totul altceva. Ei nu sunt o voce, sunt o portavoce. Da. E în opiniile lor, da, opiniile altcuiva pe care le poate. Zic, Antena 3 a expus câteva, au făcut și câteva lucruri foarte bune. Deci faptul că au expus cazul Portocală, da? Deci e o treabă despre care chiar avem nevoie să discutăm. Deci ce făcea procurorul ăla e oribil. Și faptul că ei au expus lucrul ăsta e foarte bine. Și de asta cred că avem nevoie de posturi ca Antena 3. De asta că ce a făcut România TV? Au expus și ei de câteva ori. Nu, au expus. Uite, chestia pe care le zicea Ghiță, da, bun, zdrobitoarea majoritatea lucrurilor pe care le spune Ghiță sunt minciuni. Dar spune și chestii care sunt absolut îngrozitoare. Deci faptul că Ghiță se ducea împreună cu Coldea și că ăla îi plătea lui, deci e aberant. Și trebuie să ne vindecăm ca societate, să zicem, da, e o mare problemă acolo. Și în momentul în care se amestecă așa, că oamenilor e mai simplu să gândească în termeni din așa de povești, că tot vin de mituri, în bine și rău. Da. Și în momentul în care se amestecă așa binele cu rău și adevărul cu minciuna și atunci cum mai știi pe cine să crezi? Ne întoarcem la întrebarea lui Călin. Gândire critică. Dacă ne învățăm să gândim critic, atunci o să fim... Bine, e mai greu. Sigur că cel mai simplu e să-ți alegi partea. Deci, bun, orice îmi zice Băsescu e adevărat, orice zice Dragnea e fals. Asta face bula de Facebook despre care să vă știu. Dar asta e foarte periculos, încă înlocuim pe unul cu același model. Deci avem modele de diferiți sociopați care sunt foarte buni în a ne spune ce vrem noi să auzim și ne-am manipulat emoțiile în așa fel încât să considerăm că oricine zice ceva împotriva sfântului nostru e un păgân și trebuie ars pe rug. Trebuie să ieșim din gândirea asta. Câteodată efortul ăsta de gândire critică poate fi perceput ca obositor de oameni care ar fi ok, dar au foarte multe alte lucruri de făcut. Și atunci nu se ajunge la un fenomen din ăsta oarecum de scârbă sau de îndepărtare a interesului pentru zona asta? În condițiile în care tu reușești să aduci o generație de oameni cinstiți, în condițiile în care tu... România are șansa asta. Deci noi putem, chiar sunt convins că putem să revoluționăm felul în care se face politică în Europa. Deci noi am putea să... Deci e atât de multă inovativitate în România pe care noi nu reușim să o vedem și atât de multe oportunități încât chiar sunt convins că România ar putea foarte ușor să devină unul dintre liderii mondiali pe corupție, adică să fim una dintre țările cel mai puțin corupte, să repetăm exemplul Noii Zeelande, să printr-o... printr-un efort de ăsta atât în educație cât și în interiorul clasei politice să reușim să ajungem cum sunt acum neozelandezii care nu erau cunoscuți pentru sistemul lor anticorupție și pentru faptul că birocrația la ei e senzațional de onestă, dar au devenit așa, se educă. Uite, mai avem o întrebare, că de ce nu se sesizează CNA cu privire la abuzurile care au și cum e Consiliul de Combatere a Discriminării? CNA-ul atât CNA-ul cât și CNCD-ul sunt dominate politic. Toate numirile sunt politice, sunt sub parlament, sunt disfuncționale atât timp cât
permiți ca politicul să intervină într-o... În interiorul unor organizații care trebuie să funcționeze pe bază de expertiză, asta se întâmplă. Hai să te întreb, apropo de poziția pe care ai ocupat-o tu la Consiliul Europei, cum se vede de acolo situația politică din România, din zona asta, instituții europene? Noi uităm că suntem în top 20% din cel mai bune țări din lume. Consiliul Europei are 48 de țări, sau 48. Nu ne putem noi compara cu Belarus, cu Armenia, cu Azerbaidjan, cu Turkmenistan, cu cine mai știe cine, cu Turcia. Stăm mult, mult mai bine. Diferența e enormă. Totodată trebuie să ne reamintim lucrul ăsta, că totuși trăim într-o țară în care putem să ieșim pe stradă și demonstrăm, să zicem, cam ce vrem noi de Dragnea, fără să sfârșim în pușcărie, putem să facem o grămadă de lucruri și de aici e și potențialul ăsta enorm. Avem o mulțime de oameni foarte buni, tineri. Da, trebuie să profităm cât încă l-avem. Da, da. Eu sunt foarte optimist, deci cred că... Și nu... Bine, sunt convins că politica corupe în mod absolut. Deci cu cât ai mai multă putere, cu atât tentația corupției mai mare. Ce facem noi foarte bine în momentul ăsta cu protestele, trimitem un semnal foarte tare, foarte puternic, că suntem cu ochii pe voi. Și atunci, deci, numai lucrul ăsta ajută foarte mult. Deci, deși ni se pare bine, toți suntem frustrați, bă, protestăm, am fost la atâtea proteste, am înghețat de atâtea ori și totuși nu se întâmplă nimic, se întâmplă o grămadă de lucruri. Deci sunt mult mai circumspecți în a face măgări decât erau la început. Și eu sunt foarte mândru că noi ieșim în stradă, că... și sper în același timp să-l sărăcesc pe Soros. nu, de alta, dar Soros e, deci banii, cu felul în care a făcut Soros banii, e o chestie imorală și deloc etică. Deci dacă putem să-l sărăcim... Și mai am o întrebare pentru tine din sfera asta diplomației. Ce turnură crezi că o să ia relațiile diplomatice român-americane după tot schimbul ăsta inflamat așa? Aici am mai prins pe o chestie foarte sensibilă pentru mine. Deci, miniștrii noștri de externe, marea lor majoritate, au fost cu legături, din nou, absolut îngrozitoare cu fosta securitate. Și dacă te uiți la ce miniștrii de externe, nu spun că nu au fost tip inteligenți, dar au fost tip inteligenți. Dar în niciun caz nu au fost tip care au făcut ceva în viața lor pe plan extern. Deci relații... Deci eu aș vrea să profesionalizăm Ministerul de Externe. Aș vrea să aducem oameni care pot... nu funcția să-i valideze pe ei, ci ei să valideze funcția. Și noi continuu am avut oameni care au ajuns miniștri de externe și după aceea au devenit cineva. Nu erau înainte cineva, nu își dezvoltaseră super relații prin afară, nu aveau slujbe foarte bune, nu erau vorbitori de nu știu câte limbi, nu. Și erau niște nei ca nimeni care brusc au ajuns miniștri de externe și ajungând miniștri de externe au devenit importanți. Cumva trebuie să schimbăm lucrul ăsta. Și avem, din nou, foarte, foarte mulți oameni senzaționali peste tot în lume pe care eu aș încerca, dacă aș putea, să-i aduc în Ministerul de Externe și aș numi, cum să spun, în poziții decizionale, oameni care mi-ar putea aduce foloase României. De exemplu, oameni cu relații foarte bune în lumea arabă, oameni cu relații foarte bune
în, nu știu, peste tot, în Asia de Sud-Est. Dar în momentul în care, într-un context ăsta diplomatic, sare așa cu inflamația, că o brăznicie, că influența, cum își permit agenturile... Nu poți să zici... Nu sunt niște consecințe sau nu se întâmplă niște stricăciuni... Hai să fim cât poate de serioși. Trump e un bufon, da? E un clown. Deci, e Trump mai bun decât Meleșcanu? Da, aparatul lor diplomatic este mult mai profesionalizat decât al nostru. Nu aș fi chiar atât de convins. Deci, nu aș compara... Deci, că sunt mai bun, da, sunt mai bun, dar și sunt plătiți și mult mai bine. E o diferență acolo... Dar nu m-aș duce în extrema cealaltă, na, că desigur că ce-a făcut, deci mi se pare amuzant ce face Dragnea și Tărician, na. E o reacție amuzantă, dar nu mi se pare nici faptul că americanii vin și urlă la noi, mi se pare un pic cam strident acolo. Deci, în mod normal, tratez pe unul ca un partener. Poți să-i zici, băi, da, uite, ne îngrijorează faptul ăsta, dar cam așa am vedea și noi lucrurile, hai stăm la o discuție, nu știu. Păi poate s-a depășit etapa asta, după vizite și vizite la ambasadorului și se poate, semnale, da. Și la un moment dat... Da, bun, ca să revin, noi nu avem oameni capabil să ne reprezinte bine diplomatic. În momentul în care o să avem oamenii ăia, atunci o să fim foarte bine. Deci, din nou, românile și noi suntem cam peste tot în lume. Eu călătoresc mult, am găsit în toate zonele unde am fost români absolut senzaționali. Deci, ultima oară am fost în Doha, m-am întors de acolo cu așa bubuind de entuziasm. Deci m-am întâlnit cu niște tipi foarte, foarte faini, foarte deștepți, care... Da, oamenii așa sunt plecați. Da, dar doresc foarte mult să ajute România. Deci cu omul ăla discutam, hai să vedem, el e un super specialist pe pilon de pensii. Și era omul super dispus să facă voluntariat, hai să găsim cea mai bună soluție, uite care sunt experiențele pe acolo, pe acolo, pe acolo. Și avem mulți, sunt foarte mulți români care sunt absolut fabuloși, pe care nu numai PSD-ul și PSD-ul și PDL-ul au fost complet incapabili în a-i folosi, încă ei erau foarte îngrijorați ca nu cumva oamenii ăștia foarte deștepți să-i expună că sunt niște tâmpiți. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii și n-aș vrea să se termine fără să te întreb despre politicile sociale, să zic, în care tu ai fost implicat și aș vrea să te întreb dacă știi din proiectele de care te-ai ocupat tu în scurta perioadă în care ai activat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, dacă știi de vreunul care e în continuare, este în continuare de actuală echipă de acolo. Partea bună e că există un fel de... Deci în interior sistemului sunt, cum ți-am spus, câțiva oameni foarte buni care își dau seama, mai avem nevoie să continuăm lucrurile bune. Ce am făcut noi un pic diferit când am venit la guvernare, în același timp a fost și un pic greșit, a fost să strângem, hai să vedem ce s-a făcut până acum, să încercăm să continuăm lucrurile bune. Și am descoperit că erau multe lucruri bune făcute de diverse secretari de stat dinaintea mea. Deci nu cumva chestia asta cu grea moștenire, cu nu știu ce, există mai mult în discursurile politicienilor de vârf și mai puțin în realitate. Da, bun. Mă îndoiesc că Olguța înțelege mare lucru din ce se întâmplă. Deci, mă îndoiesc că pricepe care sunt mecanismele, de exemplu, de ce femeile din ghetou nu își dau copiii la școală, că o să vină pe limbajul ei
tâmpit perenist cu ideile de naționalistă dusă cu capul, dar sunt oameni în sistem care știu și dau seama, ok, hai să continuăm acolo, hai să facem pași în direcția, în aceeași direcție. Cumva sunt optimiști acolo. Tu ești implicat la nivel personal într-un program, Clubul de Educație Alternativă, și într-un program care lucrează cu copiii din ghetoul, din Ferentari. Da. Dacă ai fi să faci o comparație între un program din ăsta la scară mică și un program la nivel național, cum crezi că se pot aranja lucrurile mai eficient? Prin multe programe? Există un nexus foarte... Deci există un punct de intervenție unde tu ai putea să începi să schimbi dramatic ce se întâmplă. Deci în momentul de față avem undeva la 170.000 de copii care nu sunt la școală și ar trebui să fie la școală. Trebuie să-i aduci înapoi. Ca să-i aduci înapoi, ce ai trebui să faci, lucru cel mai simplu, e să dai posibilitatea copiilor, indiferent câte clase au, să intre în școli profesionale la 14 ani și să recupereze prin programe de șansa a doua, stând în școlile profesionale. Hai să fim serioși, nu ai nevoie să citești în original nici ca să poți să fii un instalator bun și nici să fii specialist în Kierkegaard ca să poți să fii electrician bun. Ai nevoie să știi anumite lucruri și alea le poți învăța chiar dacă până la 14 ani n-ai terminat cele 8 clase. Poți să le recuperezi. E, dacă reușim să facem lucrul ăsta, să schimbăm treaba asta și reușim să folosim mulțimea de bani europeni care sunt acolo, sunt trei programe mari. Unul e de NITS, deci programul care se uită la tinerii care nu sunt în educație, nu sunt angajați și nu sunt în training. Mai e un program care se numește Youth Skin Guarantee, garanția pentru tineri, un program tot așa mare european, și programele celelalte pentru școli profesionale și tehnice. E, folosim banii ăia deștept, tu poți să dai un stimulent foarte bun, undeva pe la 300 de euro pe lună, puștilor ca să vină numai să învețe o meserie. Și avem foarte mare nevoie de instalatori, de tehnicieni. Chestia asta ar putea să o rezolve. Din păcate, Ministerul Învățământului, deci, s-a opus dramatic, că era o tante acolo care era în mod, nu știu cum să spun, să sune bine, cât de cât, din punctul meu de vedere, era dusă cu capul. Și era imposibil să o dai afară. Deci, au încercat miniștrii să o dea afară și e imposibil, că statutul funcționarului public e făcut atât de prost, încât în ciuda faptului că ai pe cineva foarte toxic în minister, singura soluție pentru tine e să-l avansezi sau să creezi o altă poziție în care să o muți și ea te poate da în judecată încă nu vrea să fie mutată. Deci e aberant. Acolo e schimbarea care eu cred că a rezolvat foarte multe lucruri. Și, bun, ce fac eu sâmbătă și duminică în Ferentari are un efect foarte bun asupra copiilor care lucrez și cred că fiecare dintre noi, dacă ne-am plânge mai puțin și de ce nu fac alții și am face noi un pic mai mult, am schimbat mult în bine România asta. Cu mesajul ăsta al tău o să și punem punct ediției din seara asta. Mulțumim mult de tot că ai venit și sper să mai vii pe la noi, că mai avem multe de discutat. Mulțumim și celor care ne-au urmărit. Da, mulțumim. Să nu uităm de ceea ce am scris noi astăzi și pe pagina 6 pentru Rezistență și în grupul Rezistența, că luna decembrie, dincolo de toate clișeele legate de vacanță și sărbători, va fi, din punct de vedere al societății românești, o lună foarte intensă.
Să ne vedem cu toții de 1 decembrie la protestul din Piața Victoriei, pentru că trebuie să-i vedem în continuare și trebuie să fim vigilenți în continuare și trebuie să ne afirmăm în continuare valorile și să fim atenți luna asta la ce se întâmplă cu legile justiției, la ce se discută în Parlament, în așa fel încât să putem să reacționăm rapid. Mulțumim frumos! La revedere!